De la zeii păgânii la creștinism. Acesta a fost subiectul dezbătut luni seara în cadrul unui nou eveniment ce face parte din seria conferințelor Patrimonium Drobetense, inițiată de Muzeul Regiunii Porților de Fier. Conferința a fost susținută de Călin Ioan Timoc, arheolog la Muzeul Național al Banatului. Evenimentul a abordat o tematică spirituală pentru a ilustra modul în care a evoluat și s-a impus creștinismul în teritoriile de la Dunărea de Jos. La conferință au participat muzeografi, arheologi, dar și elevi. Conferința intitulată De la zeii păgâni la creștinism a fost organizată cu scopul de a releva modul în care creștinismul s-a impus la Dunărea de Jos, lăsând în urmă mituri păgâne, multe dintre ele de sorginte romană. Specialiștii prezenți la eveniment au insistat pe atestările primelor semne ale creștinismului, care au transformat decisiv societatea romană de la malul Dunării din dreptul podului lui Apolodor din Damasc. Eu mă bucur că am putut să vin aici pentru că e un loc încărcat de istorie, e un reper, practic, Drobeta, pentru întreaga muzeografie românească, pentru toți colegii de breaslă. Venim mereu aici cu mare încântare, mai ales că s-au făcut foarte multe descoperiri interesante în zonă și care merită discutate și dezbătute. Subiectul conferinței a fost legat în primul rând de viața spirituală de la Drobeta, de la începuturile vieții romane aici și până târziu. Șansa face ca pentru Drobeta, Turnul Severin, să existe o locuire îndelungată, inclusiv după retragerea aureliană. La conferință au participat tineri care au aflat cu ocazia aceasta despre zorii creștinismului în Imperiul Roman. Specialiștii le-au explicat cum a fost posibilă abandonarea vechilor mituri și adoptarea creștinismului. Conferința de astăzi are ca titlu De la zeii păgâni la creștinism și nu întâmplător am ales în această lună titlul acestei conferințe, pentru că ne-am propus să vorbim despre religia romană și felul cum a influențat această religie, creștinismul, la Drobeta, în special în județul Mehedinți. Știm că universul spiritual al romanilor era dominat de credința în mai mulți zei, erau politeiști, însă treptat s-a petrecut o transformare în societatea romană. Creștinismul a devenit religie dominantă și încercăm să analizăm cum s-a întâmplat acest lucru, această revoluție spirituală până la urmă, de la credința în foarte mulți zei, să oamenii să ajungă să creadă doar în Dumnezeu. Conferința s-a bucurat de o largă participare, de la elevi severineni alături de profesori până la arheologi și muzeografi.